Fața Domnului Isus Hristos, Domnul să vegheze asupra noastră în seara asta cu cuvântul Lui. Și așa cum Mântuitorul obișnuia să aibă cina Lui cu ucenicii Săi, la fel să ne dea Domnul o cină specială în seara asta tuturor. Știți Cred că ar trebui să ne alegem cu mare dragoste și să iubim până la urmă un titlu, un atribut pe care cerul ni l-ar putea da atunci când e în relație cu noi. Spun lucrul acesta pentru că în legătură cu David, regele și patriarcul și profetul, Dumnezeu a construit pentru el un nume special Dumneavoastră îl știți, om după inima mea. Fapte 13 cu 22, 1 Samuel 13 cu 14, sunt cel puțin două trimiteri la, această, la acest nume pe care Dumnezeu sau la această relație specială prin care Dumnezeu își identifică alesul. Alesul lui Dumnezeu este un om după inima lui. Învățătură. Dacă eu vreau să fiu alesul lui Dumnezeu, ar trebui ca și în dreptul meu mântuitorul să spună la fel. Om după inima mea. Având în vedere că eu cred că fiecare dintre noi urmărește astfel de culmi. Astfel de uh, realizări, împreună cu Domnul Isus Hristos. Deoarece eu cred că fiecare dintre noi ar dori să se audă în dreptul lui om după inima mea. Sper ca tema aceasta din seara asta să ne prindă bine. Odată cu această temă, începem un ciclu destul de mare sub titlul. Fiul lui David, Isus Fiul lui David. Și aș dori să vă invit să-L studiem pe David, pentru ca în felul acesta să înțelegem câte ceva din misiunea Domnului Isus Hristos. Vă voi invita de aceea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 17. Știți, dumneavoastră se află aici întâmplarea cu Războiul lui Saul cu filistenii și intervenția lui David. Incidentul David și Goliat. Aș vrea să mai spun că atunci când Dumnezeu vrea să introducă pe platforma asta a războiului între bine și rău, un om după inima sa, atunci Dumnezeu îi face un postament înalt. Ați văzut cum sunt statuile? Poate să fie de dimensiunea mea, poate puțin mai mare, dar postamentul este destul de înalt. David s-ar putea să nu fie un om foarte mare. Dar locul unde îl pune Dumnezeu, postamentul pe care îl construiește Dumnezeu, este de așa natură încât David apare în prim planul istoriei și apare în prim planul războiului pentru Dumnezeu. Aici, războiul și întâlnirea cu Goliat este postamentul pe care îl construiește Dumnezeului David. David, nu e viața publică așa, încet, fără ca nimeni să bage de seamă. Este adevărat că îi cântă din harvă lui Saul înainte. Ajunge la curtea împăratului înainte. Dar David nu este o figură impresionantă, nu câștigă atenție. Este tot păstorul care pleacă la oi după ce îi cântă lui Saul și îl eliberează, îl eliberează de munca Duhului Rău, va cea David pleacă acasă și când este vorba de război, îl găsim unde? La oi. Ar fi putut să nu fie mulțumit și să zică, uite, pe eu am ajuns la curtea regală, eu sunt un cântăreț iscusit cu harpa, de ce mă trimiteți la oi? Nici nu trece prin gând așa ceva, este natural pentru el, acolo era locul. Îmi place mult de tot când mă uit, 1 Samuel, capitolul 16. Cu... Aici are loc ungerea lui David ca rege în locul lui Saul, astfel că pentru o vreme poporul lui Israel a avut doi regi care au trăit în paralel, Saul, regele copertă și David, regele care se năștea, care începea să apară. Vă rog să observați, versetul 13 spune, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în zilele următoare. Ăsta este omul care îi cântă lui Saul. Și duhurile rele se îndepărtează. Aș vrea să înțelegem că muzica în sine, cântată de oricine, nu își atinge scopul. Dar David este omul asupra căruia a rămas Duhul Sfânt. Și în momentul în care vine în prezența lui Saul și folosește. Cântarea ca închinare, Duhul cel rău nu poate să rămână acolo. Din ce cauză? Ajutați-mă! Din ce cauză? Din cauza Duhului Sfânt. Duhul rău nu poate să fie alungat niciodată decât de Duhul Sfânt. Arta noastră, dispoziția noastră, cântarea și cuvintele pe care le rostim noi, fără prezența Duhului Sfânt, au foarte puțin efect. Din cauza asta, părerea mea este că o biserică creștină nu produce concerte. Chinare, întotdeauna. Nu vreau să spun că concertul creștin e, e greșit, dar aș vrea doar să înțelegem că de fiecare dată când facem acest lucru, să fim conștienți că e închinare, nu e altceva. Nu e estetică muzicală. nu este spectacol muzical. E Duhul Sfânt care folosește un om care să cânte. Trebuie întotdeauna să vedem prezența Duhului Sfânt. Întotdeauna. Deci, asta este postamentul lui David. Momentul în care poporul israel sub Saul este confruntat de filisteni, este al treilea război mare, capitolul 13, războiul cu filistenii, capitolul 15, războiul cu amaleciții. Și acum, din nou, războiul cu filistenii. A treia provocare foarte puternică în timpul domniei lui Saul. Și apare Goliat. Este performanța cea mai mare a luptătorilor de atunci. Saul lui David, ăsta e războinic din tinerețea lui. Nu știa altceva. Statura impunătoare, atletică, îl făcea pe David să nu fie mai nimic. Versetul 10 din 17 mi prezintă pe filisteanul acesta că el avea un anumit rol. El era omul care arunca o cară asupra lui Israel. Dimineața și seara. La timpul rugăciunii poporul Israel se pregătea pentru rugăciune. Ieșea Goliat și arunca o cara. Spuneți-mi, vă rog, cine se mai închina? Cine se mai ruga? În fiecare zi. 40 de zile. Întrebarea mea este câte zile s-ar mai, mai fi repetat scena? Până când? Mă opresc aici pentru că versetul ăsta mă sensibilizează. 2 Petru. Capitolul 3, mi se spune așa, înainte de toate, versetul 3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plin de bagiocori. Vedeți vreo legătură? Goliat, rolul lui Goliat a fost acela să arunce o cară. În zilele din urmă vor veni bagiocoritori plin de bagiocori. E vreo diferență între bagiocoritor care aruncă bagiocori și o cară? Nu. Vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Dragii mei, ăștia sunt goliații de astăzi. Această bagiocoră modernă nu este cu nimic mai simplă mai slabă decât amenințarea uriașului de altă dată. Iosua, în momentul în care cucerise țara Canaanului, îi biruise pe filisteni. Totuși lăsase trei cetăți. Gaza, Gat și Asdod. De unde era Goliat? Din Gat. Trei cetăți. Doar atât au mai rămas. Uneori zici, lasă că e doar puțin, doar câteva. Aceste cetăți au născut uriași care luptau împotriva lui Dumnezeu. în viața noastră. Sunt situații în care cucerim aproape totul. Și lăsăm cucerite câteva întărituri. Una, două, trei. Și ne uităm și zicem că e cucerit tot. Cananul e al nostru. Au rămas trei întărituri. Una, două, trei. Și întăriturile acestea produc uriași. Nu ai fost destul de exigent cu tine într-o anumită privință, într-un anumit păcat, într-o. Ai fost indulgent cu tine într-o situație anume. Și ai tot lăsat lucrurile să meargă. Ai avut impresia că mântuirea a rezolvat totul. Lucrurile care sunt necucerite, produc curiași. Mai devreme sau mai târziu ziu se vor ridica și vor confrunta până la urmă întreaga oștire a lui Israel, întreaga structură spirituală pe care tu crezi că ai format-o. Mă, tot gândesc la poporul Israel. 40 de zile față în față cu o cara, și să nu se ridice nimeni? Erau acolo oameni plătiți pentru așa ceva. A, era slujba lor. Nimeni? Ce părere aveți de David, care se oferă voluntar? mă duc eu. Nici nu stă prea mult la gând. Mă duc eu. Vreau să vă întreb, de ce sare David? Care a fost arcul? Tensiunea care l-a făcut pe David să iasă în față. Nici măcar n-a așteptat o zi, Duhul lui Dumnezeu. Mulțumesc, așa este. Dar ce anume l-a stârnit? Vedeți, dumneavoastră, timp de 40 de zile, după 40 de zile, nimeni nu mai vorbea de Dumnezeu în tabără. Nimeni. toți vorbeau de Goliat. De locale, de Saul, de armuri, de ce să facem. Și când vine David, ați observat discursul lui. Uite, Aș vrea să-l citim. Mi se pare extraordinar. Versetul 26, deci 17 cu 26. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filistanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Observați ce îl interesează. O cara. Omul care va lua o cara. Ce îi se va face? Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat în prejur ca să, ocorească, să ocărească o știre a Dumnezeului celui viu? Nimeni din cei de aici nu are preocuparea asta, nu are limbajul ăsta parcă a uitat toți de Dumnezeu. Nimeni. Saul nu vorbește așa, Abner nu vorbește așa. Frații lui, frații lui, crescuți în aceeași casă cu el, aceeași educație în ghilimele. Ați văzut ce zic frații lui? Eliab. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Ca între frații, nicio problemă. David se întoarce la el și spune ce? N-am voie să vorbesc? Și pleacă mai departe. Nu-i pasă, nu nu, nu intră în discuție cu, cu, fratele lui, cu Eliab, nu îi răspunde, nu nimic, îi spune, lasă -mă. de ce nu mă lasă să vorbesc? Versetul 36. <hângh> în discuția cu Saul. Așa a doborât robul tău, leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest în prejur va fi ca și cu unul dintre ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Vreau să vă întreb, cine era oștirea? Poftiți? Nu, 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 nu. Au ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Cine era oștirea? Poporul Israel. a slabi, lași, fricoșii, și el, David, vorbește despre aceștia care aveau inima capa și zice, ei păi, sunt oștiri a Dumnezeului Celui Viu. Există și un plural care se folosește aici. Apare ideea de oștirile Dumnezeului Celui Viu. Adică mă uluiește David. El se uită la poporul ăsta care nu știe nici cum îl cheamă după 40 de zile, nu mai știa de el nu... și zice, e oștirea Dumnezeului Celui Viu. Nu avea dreptul să-l critique, fraților. Vreau să vă întreb. Teoria critică. Cum ar fi vorbit în momentul ăsta? Filozofia critică a situației. Nu s-ar fi ridicat și ar fi zis, păi, ăsta e popor, asta e biserică, Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, există impresia că avem datoria de a nu vedea că Biserica e Biserica Dumnezeului celui viu. Avem impresia că datoria noastră să vedem greșelile, oamenii, incapacitatea, și așa mai departe. Există frustrări, există dureri pe care ni le manifestăm în legătură cu Biserica lui Isus Hristos. David nu avea frustrări? Avea sau nu avea? Uitați-vă cum se poartă frații lui cu el. Versetul 45 la 47 discuția cu Goliat, cu Filisteanul. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, iar eu vin împotriva ta, ce frumos, cu numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai o o El e supărat pe Filistean că a ocărât poporul lui Dumnezeu, iar noi astăzi avem libertatea sau ne luăm libertatea de a cărui poporul lui Dumnezeu mai întotdeauna. Și nu ne e teamă de asta. foarte interesant că nu ne alegem modelul David. Cel ce spune este o știre Dumnezeului celui viu. Să nu te atingi de ea. Să nu spui un cuvânt rău despre această superbă oștire. Nu ne alegem modelul Davidic. În foarte multe situații ne alegem modelul lui Goliat. Și nu ne dăm seama că trecem în tabăra cealaltă. Nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ, îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile tabelei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. De ce era Israel superb, extraordinar, deosebit din ce cauză? Avea un Dumnezeu. Mă, 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 mă întreb De unde a apărut felul ăsta de a gândi? De unde a apărut? Cine l-a format? care -i sunt rădăcinile? De unde vine? S-a născut așa În vid deodată? Sau are o cauză că Dacă ar avea o cauză M-ar interesa și pe mine cauza aceasta Pentru că să știu dacă nu cumva putem lucra la cauză pentru ca să se producă și astăzi efecte de felul ăsta. Să apară și astăzi oameni care să, să, să spună din cauza lui Dumnezeu, biserica lui este excepțională, curată ca soarele, frumoasă ca luna, cumplită ca o știre sub steagurile ei. Versetul 47. Toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Punct. Vorbea treaba asta un tânăr care nu făcuse stagiu militar. Venea de la oi. Venise să aducă mâncare fraților lui. Nu știa nimic, absolut nimic, de strategia militară și de ceea ce ține de formația pentru armată. Nimic. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că avea un secret. Duhul Sfânt era peste el. Da? Și că avea în spate o viață în care experiențele cu Dumnezeu începuseră de la capre, de la oi și acum culminau pe câmpul de bătăi. Uh. Întreb încă o dată de unde vine Spiritul ăsta? Ce modele avusese David? Și n-am încotro decât să mă duc repede la Samuel. Și întâi Samuel, capitolul 7, la 12, este vorba de Ebenezer. Când Samuel câștigă o bătălie împotriva, din nou împotriva vrăjmașilor lui Israel și locul de aducere a minte se va numi de atunci încolo Ebenezer. Știți cum a câștigat Samuel Bătălia. Voi amintiți? Întâi Samuel 7. Haideți repede. Versetul 10. Haideți. 9. Samuel a luat un miel, l-a adus adere de tot a strigat către Domnul pentru Israel, pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat să bată pe Israel. Filistenii au început atacul și Samuel ce făcea? Le aducea jertfă. Așa a câștigat Samuel bătălia. Textul spune mai departe, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare voie împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost bătuți înaintea lui Israel și a pus numele locului acelui Ebenezer, piată de ajutor, zicând: Domnul ne-a ajutat. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Rățimei, contează atât de mult modelele, contează atât de mult istoria călăuzirii lui Dumnezeu avea în spate Moise, ieșirea. Avea în spate Iosua, cucerirea Cananului. Avea în spate Samuel, profetul. Nu știu cum aș face să pot să dau greutate acestor modele. Pentru că astăzi noi avem, vrând-nevrând, noi avem un spirit critic vis-a-vis -vis de istoria noastră. Și istoria nu reușește să ne mai inspire. Spiritul critic, să știți, era și în vremea respectivă. Era din abundență. nu este exact în perioada respectivă, în perioada asta de acum. Dar înainte de Samuel, în Israel fiecare făcea ce îi plăcea. Iar în legătură cu credința, oamenii stăteau prost de tot. După Samuel, pe vremea lui Elisei, Ilie și Elisei, fiii prorocilor își băteau joc de proroci strigând suiete Pleșuvule. N-au existat momente în care firea pământească să nu bat jocorească sau să nu arunce o cară împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu. Încă o dată întreb, Doamne, Care au fost metodele tale ca să formezi în ciuda, în ciuda buruienilor, în ciuda problemelor, de unde a apărut omul ăsta? Om după inima mea. De unde a apărut? Și acum 5 minute o să vă rog să fiți împreună cu mine. Pentru că David este produsul lucrării lui Samuel. Iar profetul Samuel este cel ce pune bazele școlii profetice în Israel. Capitolul 58, școlile profeților din Cartea Patriarh și Profeți, începe cu o afirmație șocantă, frumoasă, extraordinară. Auziți, Domnul însuși conducea educația lui Israel. Educația este un element crucial, este un element fundamental în poporul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne este dat pentru că această educație să nu se oprească niciodată. Cărarea celui neprihănit merge mereu, mereu crescând. Nu se oprește. Aș vrea în câteva minute să observați împreună cu mine principiile acestei educații pe care le-a fundamentat Samuel atunci în poporul lui Dumnezeu. Poate că și biserica noastră de aici, din Lomalinda, poate și alte biserici vor putea să preia ceva din această lecție pentru ca să știm ce ne-ar putea înviora, reforma și pregăti pentru ca să avem un spirit ca lui David, pentru ca Domnul să spună la un moment dat, om după inima mea. <coughs> înainte, de, înainte de Samuel, îmi spune aici capitolul, spune că marile fapte ale lui Dumnezeu de eliberare ale poporului Israel, ceea ce înseamnă exodul, precum și făgăduințele mesianice au reprezentat cei doi poli ai educației acestui popor. Vă rog să observați, poporul Israel nu avea o educație formală. Sau cel puțin nu pornea de la o educație formală. El pornea de la o educație care ținea de, de elementele eliberărilor din robie, robia egipteană și din robia păcatului. Sunt cele două elemente care stau la baza educației lor. Și de aici, dacă astea sunt temelia, apoi biologia, matematica și celelalte, nu fac altceva decât uh, uh, sunt elemente de înțelegere a vieții de jur-împrejur. Dar uh, perspectiva analitică, perspectiva de gândire și de judecată, Pornește de aici. Dumnezeu eliberează, Dumnezeu mântuiește. Ce trebuie să învăț? Eliberarea și mântuirea. Dacă un om are aceste două lucruri în mintea lui, atunci educația are altă bază decât educația formală și formalismul educațional pe care îl avem azi. Școlile profeților <coughs> au fost concepute pentru a pune o barieră de căderii larg răspândită în poporul israel. Pentru a se îngriji de binele moral și intelectual al tineretului. Vreau să vă spun că până când noi nu vom avea acest sentiment că suntem responsabili pentru binele intelectual și moral al copiilor noștri, dar și al nostru înșine, până atunci noi nu vom înțelege rostul Bisericii și al religiei lui Iisus Hristos. Adică, binele intelectual înseamnă că intelectualitatea copiilor noștri și a noastră de aici ar trebui să fie superioară net față de orice altceva, pentru că este un dar din partea lui Dumnezeu. Iar valoarea morală, astfel încât Biserica să devină gardiană sau păzitoare a binelui moral, ar trebui să fie de asemenea o a, provocare frumoasă pe care biserica ar trebui să-și o însușească. Vorbim despre profeții și despre profesorii acestor școli profetice. Erau bărbați care nu numai că erau buni cunoscători ai adevărului divin, dar aveau și bucuria unei comuniuni personale cu Dumnezeu, primiseră înzestrarea specială a Duhului Sfânt. Om. Oamenii ăștia nu vorbeau despre Duhul Sfânt din auzite. Oamenii aceștia veneau în clasă. Iertați-mi expresia, cu Duhul Sfânt după ei sau cu Duhul Sfânt înaintea lor, nu știu. Educația lor era o educație experimentală. Studenții se atingeau de Duhul Sfânt acolo în prezența lor. Comuniunea personală cu Dumnezeu îi făcea ca aceștia să-l cunoască pe Dumnezeu, ei nu discutau întrebări de tip chestionar în legătură cu uh, speculația omenească. Materialul didactic era mântuirea lui Dumnezeu și Dumnezeu prezent între ei. Același lucru nu vrea Dumnezeu pentru noi azi. Datorită cunoștințelor și evlaviei lor se bucurau de o deosebită stimă și încredere din partea poporului. Oamenii simțiseră atingerea lui Dumnezeu prin ei. Se studia legea lui Dumnezeu. Istoria, muzica și poezia sacră. N-am înțeles multă vreme de ce au trebuit să studieze muzica, auzi. Noi am scos muzica din studiul nostru. Și am trecut la, la științe mai pragmatice puțin, de unde poți să câștigi mai bine. Muzica și poezia sacră. Vreau să vă întreb. Înțelegem de ce David abundă în psalmi? De deci ce omul ăsta este un om al cărei vieți este o sinfonie întreagă de poezie și de cântare. Pentru că ei au învățat că față în față cu un Dumnezeu atât de mare și atât de extraordinar, ființa umană nu poate să rămână mută. Expresia ei este arta, poezia, muzica, în fața frumuseții cuvântului lui Dumnezeu. În fața frumuseții sale. Poporul lui Dumnezeu probabil ar trebui să aibă elementele cele mai sensibile față de frumos în rândurile lui. Subiectul de studiu numărul 1 era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vă dați seama de ce strigătul lui Ioan Botezătorul, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, strigătul ăsta ar fi trebuit să ridice toată națiunea în momentul acela. Pentru că de asta studiau. Pentru asta studiau. Ăsta era capitolul de căpătâi al teologiei lor, al școlilor, mielului Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul le zice, ăsta este surprinzător, a fost degeaba. Nu s-a mișcat nimeni. Câțiva. Se cultiva spiritul meditației religioase. Elevii nu numai că erau învățați despre necesitatea rugăciunii, dar erau învățați și cum să se roage, cum să se apropie de Creatorul lor, să-și exercită credința în El și așa mai departe. Dragii mei, cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Venea studentul să întrebe, învață-ne și pe noi să ne rugăm, așa e? Și ce făcea învățătorul? Mai târziu, ucenicii Domnului Isus Hristos, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum a învățat Ioan, pe ucenicii lui. Se învăța în școlile profetice, în rugăciunii. Noi o mai învățăm? Vă rog să băgați de seama că încet, încet îi pierdem importanța. Și, dragii mei, mă întorc puțin la ceea ce am spus înainte. Profeții erau bărbați care aveau bucuria unei comuniuni personale cu Dumnezeu și primiseră înzestrarea specială a Duhului Sfânt Oamenii ăștia puteau să învețe ce este rugăciunea. Nu prin teorie. Ei nu explicau rugăciunea formală. Ei trăiau rugăciunea împreună cu studenților. Duhul Sfânt este Duhul rugăciunii. Când stai în prezența unui om al rugăciunii, rugăciunea devine cu sens, cu rost. Avem nevoie de astfel de oameni. Avem nevoie de astfel de revelație. Avem nevoie de o astfel de experiență. Auziți? Mintea sfințită scotea din comoara lui Dumnezeu lucruri vechi și noi, iar Duhul lui Dumnezeu se manifesta prin profeții și cântări sfinte. Un singur lucru mai vreau să adaug și mă opresc pentru că timpul nu ne lasă. Mai departe, aceeași, același capitol ne spune că muzica are aceeași importanță ca și rugăciunea. Muzica are aceeași importanță ca și rugăciunea. Unii dintre noi au învățat să se roage, dar nu știm prea bine să cântăm. Să-i lăsăm lui Dumnezeu posibilitatea să reîntregească această experiență a închinării, rugăciunea și imnul de slavă la adresa lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă las pe dumneavoastră să continuați studiul muzica a fost dată pentru că ea are un scop sfânt, acela de a înălța gândurile către cele curate, sfinte și înălțătoare, pentru a trezi în suflet adorarea și recunoștința față de Dumnezeu. Auziți pentru ce e muzica? Pentru a crea o experiență spirituală deosebită. Dar nu te saturi dacă când tot timpul ca la biserică, firea pământească se satură, firea duhovnicească se înalță. Asta este rostul muzicii. N-ar trebui să se cânte nici măcar o două măsuri de muzică ce are alt scop sau care nu are scop ca scop înălțarea sufletului nostru către Dumnezeu. Dacă vreodată cântăm pentru slava noastră personală, pentru a arăta ce bine ne pricepem noi la instrument, pentru a arăta ce bine știm noi să cântăm un solo, un duet, un quartet, un cor și așa mai departe, dacă noi suntem în prim plan. Am stricat tot. V-am mai spus la un moment dat, am fost surprins când la o întâlnire mare de creștini s-a cântat cântarea Tatăl nostru. Solemn, frumos. Înghețai. Am simțit nevoia să mă ridic, să iau poziția de drept, să stau înaintea lui Dumnezeu, ori în genunchi, ori în picioare, nu știu cum. Și la sfârșit sala a început să bată din palme. Și n-am înțeles de ce. Educația care ar trebui să facă o diferență foarte clară între muzica de sacru care se termină cu amin, cu așa să fie, și confuzia cu muzica Profană, în care se înalță artistul și se bate din palme pentru că artistul este cel care într-adevăr cântă superb, confuzia asta arată că noi, ca și popor, nu facem deosebirea între sacru și profan, între muzica lui Dumnezeu și muzica de celălalt fel. Muzica formează o parte din serviciul de proslăvire a lui Dumnezeu în curțile cerești și noi ar trebui să ne străduim, să ne apropiem cu mai mult cu putință de armonia corurilor cerești, care este scopul muzicii. Realitatea cerească, nu realitatea pământească. Niciodată nu mă voi cânta pe mine. Niciodată nu mă, voi, nu mă voi, pune pe mine în față. Întotdeauna voi încerca să ridic pe Dumnezeu în splendoarea Lui. Majestatea Lui să fie vizibilă. În fața nimicniciei mele. Asta erau capetele de gândire ale școlilor profetice. Așa gândeau. Profund, simplu, cu niște principii de bază foarte clare, cei conduceau spre închinare mai mult decât spre ei înșiși. Acestea au fost elementele care au creat omul după inima lui Dumnezeu numit David. Acestea sunt cele care vor crea în toate timpurile oameni de felul acesta. Frații mei, vă mulțumesc pentru timp. Aș vrea să vă invit la rugăciune în final pentru ca Domnul să poată să construiască în viața noastră acel tip de personalitate peste care el se poată să pună acea etichetă. Om după inima mea. Vă să ne ridicăm. Tatăl nostru, în numele scump al Mântuitorului, îți mulțumim pentru că Harul ne mai dă timp pentru ca să ne așezăm sub cuvintele tale și cuvintele tale să pună în sufletul nostru dorul acela de a ne forma viața noastră după chipul Domnului Isus Hristos, de a folosi principiile Lui pentru ca viața noastră să fie educată, formată și plăsmuită după asemănarea noastră cu Tine. Te rog frumos să lucrezi în biserica de aici, din Lomalinda. Te rog să lucrezi în biserica ta de peste tot. Prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca, Doamne, să nu fim oameni ai lumii acesteia, ci să fim cu adevărat oameni care să se apropie de cer din ce în ce mai mult, pentru ca să auzim din partea Ta cuvintele, Om după inima mea. Fă te rog asta în dreptul meu. Fă te rog asta în dreptul bisericii din Lomalinda. Linda. asta în dreptul tuturor celor ce te iubești și te caută. În numele Domnului Isus. Amin.